Leoianu pune presiune asupra lui Liviu Dragnea, suspiciuni de colaborare cu statul paralel. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, are o postare pe Facebook prin care explic ce dacă s-ar dori din partea lui Liviu Dragnea ia PSD o lupt mai aprins cu statul paralel, multe lucruri ar fi făcute altfel decât sunt făcute acum. Pleoianu sugerează că inclusiv Liviu Dragnea face un joc prin faptul ce se cere la Comisia SRI, unde amenin ce va face valuri, dar de fiecare dată nu este chemat de CETRE Claudiu Manda. Dacă, anul trecut în martie, ministrul Justiției ar fi demarat procedura de revocare a distinsei diez sufragerii Stecovesia diez anexei sale la ZRE, guvernul ar fi putut sesiza încă de atunci CCR în cazul unui refuz al lui Iohannis. Dacă, acum s-ar putea întâmpla abia acum, CCR ar fi admis respectiva sesizare, ar fi emis o decizie din care se rezulte ce președintele României nu poate decât să ia acti să semneze cererea de revocare venit de la ministrul Justiției, atunci am fi avut deja la momentul de fapt o situație foarte clară. Chiar dacă, drept urmare a unei astfel de decizii a Curii Constituționale, ar fi fost necesar demararea unei noi proceduri de revocare, în acele condiții președintele nu ar mai fi putut face altceva decât să o încuvineze. Dacă toate aceste lucruri ar fi fost făcute acum un an, existau nenumărate motive încă de atunci pentru a cere revocarea celor doi, România ar fi avut în momentul de fapt pe altcineva în fruntea NAI, pe altcineva în fruntea parchetului general. Dacă. Dacă am fi avut pe altcinea în fruntea NAI, în fruntea parchetului general, procurorii de la unitatea de paraditori de elitna, Haules, Ploieti ar fi fost în prezent suspendai, s-ar fi deschis deja un dosar serios în ce privește activitatea lor. Dacă. Dacă, în cele două momente cruciale de anul trecut când am propus și am insistat asupra necesității organizării unui mare meeting împotriva noii security, conducerea PSD nu ar fi dat înapoi de două ori, d-au scris și distinsa diez sufrageristii, distinsa sa diez anex de la parchetul general nu se mai aflau în funcții, iar insul din deal se mai îmbrăca în gea croie doar când pleca în nenumratele sale vacane. Dacă, atunci când mi-am asumat pe persoan fizic protestele de la DNAI Cotroceni, conducerea PSD ar fi vrut cu adevărat, foarte ori ar fi fost ca, plecând de la ceea ce pornisem deja, să organizeze mecarieira în strada membrilor partidului, peste 700.000. Dacă. Dacă PSD, la nivel de conducere, vrea cu adevărat eliminarea posibilității de a mai aprea pe viitor alt Coldea, alt Maior, alt Opri, alt Pahonu, atunci va vota în regim de urgență cele patru proiecte legislative pe care le-am redactat și care prevede un lucru extrem de simplu și cât se poate de eficient, limitarea la 4 ani a mandatelor efilor de servicii, SRI, SIE, STS, SPP, directori, prim adjunchi, adjunchi. Dacă. Dacă se dorete cu adevărat,
se va solicita oficial desecretizarea tuturor protocoalelor la care face referire raportul Kshtat pe anul 2005, semnate între parchetul general IDNA, pe de o parte ISRI, SIE, BNR, Direcția Generală de Informații a Apărării, Direcția de Informații Sublinierei Protecției Interne a Ministerului Administrației Sublinierei Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Oficiul Național pentru Prevenirea Sublinierei Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Control, Garda Financiară, Comisia Națională de Valori Mobiliare, pe de altă parte. Da. Dacă se dorete cu adevărat ca președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, se spun tot ce tie în fața Comisiei Parlamentare de Control asupra activității SRI, atunci președintele acestei comisii, domnul Claudiu Manda, va supune această propunere la vot chiar săptămâna viitoare, ea va fi aprobat. Dacă se dorete cu adevărat ca, din respect pentru români, acetia se afle tot ce au de spus oamenii politici care merg la comisie, atunci tot ce se spune acolo va fi făcut public. Dacă se dorete cu adevărat, atunci se va vorbi zilnic și se vor organiza în Parlamentul European conferințe, expoziții și orice alte evenimente care se atrag atenția asupra abuzurilor noii securități. De asemenea, dacă se dorete acest lucru, se va relua zilnic în Parlamentul European tema listelor negre de la Comisia Europeană, din anul 2012. Da. Dacă vrem cu adevărat, în anul centenarului, să iasă la suprafață tot ce s-a întâmplat în ara asta de când noua securitate a luat România o static, sub directa supraveghere a unor entități externe, atunci nu vom mai face comisii pe buchi, ci una singură care va ancheta tot ce e de anchetat. Dacă, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.